Salutare, prieteni! Aceste vibrații ale carcasei filtrului de aer apar din cauza tamponelor de cauciuc uzate ce susțin carcasa filtrului de aer. Probabil în cei 115.000 de kilometri câți are mașina nu au fost niciodată înlocuite aceste tampoane. Aceste vibrații pot duce inclusiv la apariția unor ușoare scurgeri de ulei aici lângă turbină. Practic, aici se găsește un inel de etanșare care, din cauza vibrațiilor, ajunge să își piardă capacitatea de a opri scurgerile. Carcasa filtrului de aer este susținută de doi suporți aici, cu două tampoane de cauciuc și alți doi în spatele ei. Prima dată voi scoate acest tub care duce către carcasa filtrului de aer, voi deconecta mufa de bitmetrului și voi scoate și acest tub care duce spre vacuumul pompei de frână. Apoi voi scoate capacul carcasei filtrului de aer, urmând ulterior să scot și carcasa. Pentru această operațiune este necesară o trusă de scule și mănuși, pentru a nu ne murdări. Acum este necesar să scot acest tub de admisie aer. Îl voi răsuci pentru a-l putea deconecta de la carcasă. Iată. Iar aici sunt două conducte de la vacuumul frânei, care sunt prinse cu niște cleme. Voi folosi o șurubelniță pentru a scoate aceste cleme și a scoate conducta. Și acum pot ridica în sus carcasa. Aici ar trebui să mai fie unul dintre tampoane, iar unul este undeva jos acolo. Iată-l. El practic intră pe acel suport. Aici, în spatele carcasei, mai este o protecție antifonică care este prinsă pe acest suport și trebuie, practic, ridicată și dată la o parte. Aici vedem tampoanele din față. Unul aici în lateral și iată-l și pe acesta din spate. Acum le voi înlocui pe fiecare, după care urmează să o montez la loc.
voi ghida carcasa pentru a intra pe suporții. Unul acolo. Și iată, încă unul aici. Fixez conductele la, în locul lor, pe aceste cleme. Aici așez acest material antifonic, după care urmează să pun șuruburile de aici. Filtrul de aer îl voi înlocui peste aproximativ 5.000 de kilometri, atunci va trebui să fac și revizia. Acum voi pune capacul filtrului de aer, cu atenție să pun acești pini exact în locul unde trebuie prinși, acolo. Adică aici și aici. Aici această conductă a fost ruptă cândva și a fost adăugat un furtun, este conducta de vacuum. Practic, dacă nu se etanșează bine aici această conductă, va apărea pe planșa de bord o eroare, cum că motorul trebuie reparat. Dar dacă se întâmplă acest lucru, verificați mufa de aici. Se pare că e o problemă comună să se rupă această mufă. O improvizație care ține destul de bine, este să-i adăugați o bucățică de furtun. Conectez și mufa de la debitmetru de aer, mă asigur că este bine conectată, după care îi împing această siguranță. Pun la loc furtunul de aer prin răsucire. După care pun și acest tub de adibins aer spre turbina. Acum toate piesele sunt conectate, deja carcasa filtrului de aer este mult mai rigidă și cu siguranță nu va mai avea vibrații. Acum pot porni motorul să văd dacă mai există vibrații. Iată, așa cum spuneam, mult mai rigid tot ansamblul acum, nu se mai mișcă. Și nu se mai aud acele zgomote. Voi pune și acest ultim capac. Trebuie atenție pentru că aceste două găuri se fixează aici. În primul rând. Iată, s-au fixat acolo. Iar acum îl prind aici și aici. Voi curăța aici la turbină aceste urme de ulei, sunt niște urme destul de fine, poate că pe cameră se văd mai puternice, dar nu sunt chiar așa. Voi curăța cu un spray degresant pentru frâne și voi urmări pe următoarele deplasări dacă mai apare aici problema aceasta cu umezire de ulei. Atenție, folosiți acest spray doar atunci când motorul este rece, deoarece este un spray inflamabil.
Iar după ce l-ați aplicat, așteptați 10-15 minute pentru a se evapora întreg conținutul aplicat, tot lichidul. Iată, acum s-a curățat foarte bine și voi vedea în următorii kilometri dacă mai apar probleme. Pentru situația în care va mai curge, va trebui înlocuit o-ring-ul de aici. Este un o-ring de etanșare. Practic se demontează acest segment, se deconectează de aici, de la supapa de recirculare gaze din motor și se scoate deșurubând acest șurub. Așadar, verificați dacă aveți vibrații pe carcasa filtrului de aer. Dacă există, trebuie să înlocuiți cele 4 tampoane și în acest fel evitați deteriorarea altor componente de pe sistemul de admisie aer. Acesta este codul. Puteți să le cumpărați de la orice magazin de piese auto. Eu le-am găsit pe original. Dacă acest clip v-a fost util, nu uitați să apăsați butonul like, subscribe și până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând!